Dragi români, îmi doresc să fac o scurtă sinteză politică. Deși la început, când am intrat în politică, am făcut un legământ prin care am zis că nu mă voi raporta la adversarii politici, la cuvinte gen hoție, fără hoț, cu hoț, pentru că vorba bunicii, hoțul strigă. Dar săptămâna asta, stafful meu de campanie a găsit un videoclip al domnului Radu Mihail, senator ales în circumscripția numărul 43, românii din afara granițelor, care spune o minciunică grosolană. O minciunică pe care nu pot să o las să treacă, pentru că și eu locuiesc în diaspora, suntem peste 7 milioane de români în diaspora și mi se pare ridicol ceea ce domnul senator susține. Bineînțeles, mie îmi place să vorbesc pe lucruri concrete. Am aici înregistrarea pe care vă invit să o ascultați, o ascultăm împreună, după care vreau să revin cu câteva precizări. Noi suntem consecvenți pe obiectivul pe care îl avem, o bună reprezentare, o reprezentare corectă a diasporei și, așa cum am mai spus, un program de guvernare al USR Plus. Am prevăzut foarte clar pentru legislatura următoare să obținem un parlament cu 300 de parlamentari și între acești doar 300 de parlamentari, un număr de parlamentari de diaspora foarte bine calculat să corespundă cu oamenii care într-adevăr locuiesc în diaspora. Deci asta este calea pe care o urmăm și sunt convins că dacă avem încrederea noastră să ajungem să creăm o majoritate în parlament, să fim partea unei majorități din parlament, vom impune acest lucru. Văd că aveți nasul mare. Știți vorba aia românească? Că mințiți crește nasul ca la Pinocchio. Am și eu o rugăminte la dumneavoastră. Nu mai mințiți românii, domne. Am atâtea mesaje de la susținătorii voștri din Spania, din Italia, care sunt nemulțumiți de listele de candidați care le-ați pus în fața propriilor susținători. Și dumneavoastră veniți acum și îmi spuneți mie și românilor din diasporă că dacă veți lua alegerile și majoritatea în Parlament, ceea ce mă îndoiesc, veți vota ca să fie 300 de parlamentari. Noi știm, toți românii, cum se pun parlamentarii pe liste. Știm. Și dumneavoastră îmi spuneți că domnul parlamentar care a cotizat la partid va vota o lege care să-și ia scaunul sub fund. Dom'le, chiar atât de proști ne credeți? Ajunge. Nu am nimic să duceți o politică constructivă. V-ați umplut toate profilele la Facebook, fără hoț în Parlament, fără hoț. Dar voi unde sunteți? Voi nu sunteți tot în Parlament? Domnule senator, nu ne mai mințiți, vă rog frumos. Nu am nimic personal cu dumneavoastră, deși v-a sugerat să ambeți puțin la sală, să puteți să vorbiți cu o intonație mai corectă. Dar nu mă interesează. Nu ne mai mințiți. Nu ne mai interesează partidele voastre. Nu mai vrem să fim mințiți. Vrem o politică transparentă, vrem o politică care să ne unească. De dezbinați am tot fost în ultimii 30 de ani și să vedem unde am ajuns. O clasă politică care se bazează pur și simplu pe atacuri sub centură. Opriți-vă. Românii vor o altă politică. Vă mulțumesc. Și vă aștept alături de mine.